Stânele sunt goale. Ciobanii și animalele au coborât și odată cu aceștia și problemele pe care urșii le-au provocat de-a lungul timpului. Prevederea legală care ar fi trebuit să pună ordine în lucruri este departe de a face acest lucru, atâta timp cât este catalogată drept o ordonanță fără relevanță. Cel puțin aceasta este părerea unui primar dintr-o comună de munte a județului Argeș, mult prea încercată în ultima perioadă de problemele provocate de urși. Legea, ordonanța asta de urgență care a fost dată vis-a-vis de cum am putea să luăm măsuri împotriva urșilor, e o ordonanță dată din birou care nu are nicio relevanță pentru faptul că ursul când vine să distrugă un animal nu stă acolo ca să constituie comisia care să ia măsuri. Deci ursul distruge în 5-10 minute, a plecat, comisia nu poate să strângă mai repede de o jumătate de oră. Ordonanța asta e făcută din birou, care eu nu văd și nici nu până acum n-a avut un succes în ideea de a putea lua măsuri conform ordonanței. Dar dacă l-am prins în graj, lăsați-mă să-l împușc. Cum să-l leau de aici, să-l duc în altă parte? Nu e posibil. Că face stricăciuni în altă parte. Deci aceștia trebuie înlăturați. Disperarea localnicilor a atins cote maxime, mai ales că în comunele montane singura sursă de venit a gospodarilor o reprezintă creșterea animalelor, stupăritul sau pomicultura, adică fix acolo unde urșii produc pagubele.